Și bine v-am găsit la noul episod din Viața cu Alexandra. Acum vreau să-mi pregătesc cina și m-am gândit să vă arăt și vouă ce-mi fac. Pentru că am găsit la un magazin la care umblu foarte des, dar nu o să-i spun numele. Am găsit da? Pește și a fost destul de ieftin și m-am gândit ce bine ar fi să-l bag pe pește în cuptor să fac niște orez cu ajutorul lui Mami 2, da? Am găsit și brocoli care arată a brocoli, adică e verde, e foarte drăguț, o să-l vedeți imediat, vi-l prezint. Și cam atât. Am vrut să vedeți și voi. Poate vă place, poate nu, mai râde, mai glumim, mai zicem ceva, cine știe, mai zicem ceva prostii, sper că nu. Sper să mă inspir cu ceva, tot așa zic, în fine. Urmăriți următoarele imagini. Deci, aici e feștele, e un drăguț. Ok, gata. Am să pun morcov și ceapă de data asta în orezul făcut cu ajutorul lui Mami. Și uitați aici ce broccoli. De mult timp n-am mai văzut așa broccoli verde. Probabil n-am umblat eu la ce magazin e trebuia, dar no, în fine. Așa, e o parte. Aici e orezul. Și am să-l cântăresc aici că am fost ocrotită cu un cântărel din partea unei persoane foarte dragi mie și am să-l folosesc. No, hai să vedem. Trebuie să pun, o să pun în jur la 100 de grame de orez. Cred că e suficient, să nici nu fac prea mult. Pentru că dacă fac prea mult, rămâne, ceea ce nu e neapărat o problemă, numai rămâne și eu nu mai mănânc și se strică. Welcome la, nu știu, așa fac eu. Nu mă judecați prea mult. Faceți ce vreți. Adică ați urmărit până aici. Puteți să faceți ce vreți. Bun, hai că vă arăt imediat cum cântăresc. Bun, am aici orezul. Sunt pe bomb. Așteptăm. Asta e un picut că l-am spart, dar nu e nicio problemă. Ok. Și dădem drumul. Hai, frate. Up. Mai un pic. Mai un pic. Top. Oh, și aproape a fost să fie perfect, dar nu mă las. Așa, perfect. Super! Da, am pregătit brocoliul pe care am să-l fierb de data asta, nu mai bag acolo în cuptorul la minune, că îl scoate ca la spital și adică nu arată foarte bine, că e așa la gust. Am răzduit morcov, am tăiat ceapă pentru orez, am spălat orezul, acum vreau să cântăresc să văd cât brocoli am exact. După ce am tăiat cotorul ăla, am 350 de grame în cap. Bun, perfect. Mă întreb dacă în capul nostru sunt el una. Nu știu. Condimentez momentan până una alta feștele. Super. Bun. Pun sare, piper și cred că o să pun un pic de unt deasupra și a bucățică mică și dacă mai am lămâie ar fi perfect. Nu cred că am. Nu e asta o problemă. Eu mănânc și așa. Rămân bine și pe interior. Și ea. Bun. Piper.
Ia, o cred că e cam cringe momentul, dar asta este dat skip. Adică nu e, n-ai nu știu ce e făcut ca să dai un pic de gust. Da, eu mai am ceva ierburi aromate care îmi plac foarte mult și am să le folosesc. Nu pot stop aici, mă scuzați că am venit așa în cadru. Bun. Facem un minut așa. Bun. Am să bag peștele care arată și ea acolo. Aici am pus brocoliul. De ce nu știu să pronunț brocoli? Ok, l-am pus la fiert, da. Sper să iasă mai bine decât în la aburi. Eu, ce murdare e asta, frate. În fine. Deschid prima dată aici. Hai să vedem cum îl bag în fie. Aici am. Bun. Come back! Jack! Come back! Acum pregătesc orezul. Așa. Am băgat acolo. Și o să pun două părți de apă. Mai greu de făcut asta cu două, adică cu o mână ocupată. Unu. Bun. Așa. Acum o să pun un pic de ceapă. Nu cred că o pun pe toată. Sau? Să vedem. Ia cu. Ok. Da. Cu toate că îmi place foarte mult ceapa, n-am pretins niciodată că știu să o tai. Da, pentru mine prea puțin contează. Că eu tot așa o mănânc. Nu contează pentru mine. Am pus și un pic de din asta, morcov, și sper să nu pățesc ca data trecută când am mai pus ce-am pus? Pătrunjel și tot au rămas într-o parte, frate. Sper să nu mai pățesc. Am amestecat aici un pic. Da. Totul amestecat cum trebuie. Mamă, ce bucătoace de ceapă. Mă scuzați. Nu-i bai. Punem sare.
Trebuie să pun mai multă sare. Opa. Adică de obicei că... Te ziceam că pun foarte multă sare și nu avea niciun gust orezul. Da. Așa am pus și piper. Dacă aș pune și un pic de pătrunjel totul din ăsta uscat, poate să fie mai bine. Cine știe, vedem. Stați aproape. Mai amestec o iată aici. Și dau drumul imediat. Bun. Cam atât am avut de pregătit. Am băgat peștele, am pus propoliul la fiert. Am pregătit orezul și o să vă arăt imediat ce se termină și peștele. L-am pus pentru 20 de minute. Deocamdată acum nu știu exact cât o să-l țin, să văd până când e gata. Deci m-aș vrea să vă mint că știu exact timpul. Vedem. Revin. După aproximativ 25 de minute, dacă nu mă înșel, a venit vremea să-l scoatem pe Jack. Imediat. Adică imediat, acum, what the fuck. Stați un pic să schimb mâna. Sper să nu mă frig. Uite-l pe Jack. Adică, uite-i. Așa. Închidem aici. Adică lăsăm așa un pic. Așa arată acolo. Arată totuși mai bine decât înainte ce v-am mai arătat. S-a terminat și orezul. Hai că tot îl desfac. Ba nu, mai are 3 minute? Ba nu, e gata. Bine, hai să vă descur eu. Sper că n-am dat fail. Depresurizăm. Sper că nu s-a dus morcovul și ceapa și pătrunjelul tete într-o parte, ca în celelalte rânduri. Bun. Exact așa s-a întâmplat și acum. Mămică ta! Da, nu-i bai, măcar să fie gustul bun. Scuzați unghiul. Da, bine. Așa. Au. Asta este. Cred că arată mai bine. Bun, acum să-mi pun să mănânc. Și vă arăt imediat cum arată farfuria. Să fac un pic de plating. Da. Cam așa arată. Altceva brocoli verde. Nu. Culoarea aia pe care nu vreau să o pronunț. Arată destul de bine, abia aștept să mă înfrupt. Da. Am cântărit orezul, sunt undeva la 150 de grame de orez, 120 de grame de brocoli și peștele nu l-am cântărit, am uitat, l-am băgat direct în blid, dar... Cred că are undeva și el peste 100 și ceva de grame, 150, da, sigur. Că amândoi aveau, amândoi cred că aveau 500 de grame, cred. Atunci înseamnă că are undeva la 250 de grame, nu, decât după matematica mea. Nu știu. Dar nu mă prea pricep la matematică. Asta este. Asta mi-s și n-am ce face, alta mama nu mai face. Da, sper că v-a plăcut. Până data viitoare, mai urmăriți-mă pe Facebook, mai vorbesc și acolo, prostii, nu prostii, dar așa, mai funny. Pe Instagram sunt destul de activă, mai pun videoclipuri cu exerciții pe care le fac cu clienții, clientele. Și mai vă las feedback din timpul challenge-ului. Astăzi, de exemplu, iar am făcut o micuță pauză, că deja devine e greu. Nu pot risca să
intru în burnout. Așa că trebuie și un pic de repaus și să mă repac. Dar va fi bine. Abia aștept să termin. Mai am un pic. Adică, cel puțin așa mă gândesc că mai am un pic, dar mai am 12 zile. Da. Ceea ce pare puțin, dar nu-i. Bine. Până data viitoare, fiți cu minte și cu minți. Bye. Și mulțumesc că v-ați uitat până aici. Dacă v-ați uitat, dacă nu v-ați uitat, asta este. Eu tot mă bucur că măcar la 2 minute v-ați uitat. Bye! Now the sunshine brings the light. Fill me up.